Salut! Astăzi este ultima zi în care am ce recolta în grădină. Am strâns ultimele roșii, ultimele pătrăgele verzi, precum și roșiile și pătrăgelele mânate. Am adunat tot ce s-a putut de păstrat și voi trece în etapa următoare la smulgerea lujerilor de roșii, la strângerea aracilor și eliberarea terenului în vederea pregătirii lui pentru aratul de toamnă.
roșiile stricate le-am pus în grămada de compost, în vederea descompunerii și formării compostului pentru anul viitor. Sunt un element foarte nutritiv pentru viitoarea recoltă. Am păstrat în grădină câteva vrejuri de roșii, roșii cherry, care încă mai produc. Cred că și peste o săptămână voi mai culege câteva roșioare. Sunt încă pe rod, sunt încă în producție și mi-e milă de ele să le arunc. Așa arată grămada cu toate vrejurile pe care astăzi le-am strâns. Iar aici am depozitat aracii scoși. Îi voi lega mai târziu cu o funie, cu o sârmă, să nu fie doborâți de vânt. Și vor rămâne aici până la primăvară, când vor fi refolosiți în grădina de legume ca araci de susținere a roșilor. Gata!